În acest sfârșit de săptămână, stațiunile montane au fost asaltate de turiști. Au contribuit la acest lucru în egală măsură atât faptul că elevii erau încă în vacanță, dar și zăpada abundentă căzută în ultimele zile. La Borșa, de exemplu, peste 1000 de persoane au ales să petreacă mai multe ore pe pârtiile de schi. De altfel, în această stațiune montană vitregită de zăpadă anii trecuți, sărbătorile de iarnă au adus un număr record de vizitatori. În perioada 20 decembrie, 10 ianuarie, am estimat undeva între 5 și 7 mii de turiști în localitatea Borșa. De altfel, 2016 față de precedentul a însemnat o creștere a numărului de vizitatori per ansamblu, inclusiv în lunile octombrie-noiembrie, mai puțin propice turismului. După monitorizările făcute de noi, făcute de cei de la primăria Borșa, făcute de către cei de la zona turistică, de la an la an avem o creștere a numărului de turiști. În acest an, vorbesc și în perioada de vară și în perioada de iarnă, numărul turiștilor a fost mai mare decât în anul trecut.